Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Dacă v-ați săturat de conservele din comerț, pline de sare, aditiv și doar cu câteva urme de legume sau carne, încercați cu încredere această rețetă de pate de ciuperci și nuci. Este un preparat delicios, sățios și foarte ușor de făcut, care nu necesită cine știe ce îndemânare. În maxim jumătate de oră vă puteți bucura de această pastă aromată și plină de gust, pe care cu siguranță nu o veți regăsi vreodată pe rafturile magazinelor. Dacă v-am convins, haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru această rețetă ne trebuie 500 de grame de ciuperci bine spălate, șampinion am eu aici, dar este delicios cu oricare tip, pleurotus, gălbiori, hribi, chiar și ghebe, o ceapă medie tocată în cubulețe mici, 100 de grame de nuci, 2-3 linguri de ulei de măsline, 2-3 căței de usturoi, o jumătate de linguriță de piper, o jumătate de linguriță de cimbru, o jumătate de linguriță de sare și câteva fire de pătrunjel verde. Ciupercile bine spălate le tăiem în feliuțe subțiri. Eu nu le curăț de coajă dacă arată bine la suprafață. Ciupercile comestibile conțin o serie de nutrienți benefici pentru organismul uman. Ciupercile sunt importante surse de fibre, vitamine și minerale, conținând în principal vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6 și acidul folic. Și minerale esențiale, între acestea numărându-se potasiu, magneziu, sodiu, cupru, fier și fosfor. Dar cel mai semnificativ este seleniul, care nu se găsește în prea multe fructe și legume. După ce am terminat de feliat ciupercuțele, putem trece la gătit. Întâi coacem pentru 10 minute nucile. Punem într-o tigaie pe foc mic și amestecăm continuu. Nu ne îndepărtăm, pentru că dacă se ard, își vor schimba gustul și în loc să ne aducă un gust mai bun, poate să ne strice preparatul final. Se pot coace și în cuptor, tot pentru 10 minute, la 170-180 de grade. După ce s-au copt, lăsăm nucile deoparte și punem pe foc mediu o tigaie încăpătoare. Adăugăm uleiul și când acesta s-a încins, adăugăm ceapa tocată mărunt. Punem și sarea acum. Amestecăm și lăsăm să se gătească doar pentru 1-2 minute maxim. Doar pentru gust, nu să se gătească complet. Acum adăugăm și usturoiul tăiat în cubulețe mici. După maxim 2 minute, adăugăm și ciupercile feliuțe. Ciupercile sunt bogate și în antioxidanți. Cu un conținut de peste 80% apă și bogate în fibre, adăugarea ciupercilor la mesele zilnice oferă sațietate fără un aport caloric crescut. Amestecăm cu totul, apoi acoperim cu un capac și lăsăm să se gătească pentru aproximativ 10 minute. Ciupercile vor lăsa suficient lichid cât să fiarbă înnăbușit. Acum adăugăm piperul și cimbrul. Amestecăm de câteva ori pentru a se găti uniform toate bucățelele. Dacă vă plac rețetele mele, nu ezitați să-mi arătați aprecierea, lăsându-mi, dragilor, un mic comentariu sau măcar o inimioară. Când lichidul a scăzut, dar încă nu se prăjesc, închidem focul. Răsturnăm totul într-un castron și lăsăm să se răcorească puțin. Când s-a răcorit, adăugăm nuca și pătrunjelul tocat. Apoi, cu un blender vertical, transformăm totul într-o pastă fină. Dacă aveți un robot puternic, se face și mai ușor. Puneți totul în el, apăsați 2 minute pe buton și gata! La final, gustăm și potrivim de sare. Uitați ce textură faină are pateul nostru, iar gustul este uimitor de bun. Pateul este ideal pentru mic dejun saburos sau pentru o gustare în pauza de masă la serviciu. Nu avem nevoie de foarte multe ingrediente pentru a prepara un astfel de aperitiv. Nu implică metode laborioase sau velietăți de bucătar.
se păstrează până la o săptămână într-un borcan bine închis. Pateul poate fi servit cu felii de pâine prăjită sau putem umple cu acest pateu câteva jumătăți de ardei multicolori sau câteva roșii mari. Putem pregăti diferite aluaturi crocante, precum sunt cojile de mini tarte sau cornet. Servit sub aceste forme este ideal și pentru un platou cu aperitive de post. Deci, spor la treabă și poftă bună, dragilor! Vă pupă, Claudia!